dacă aveam 15.000 de euro și dacă n-aveam. Știi ceva? Dacă erau băieți, nu cereau banii ăștia pentru că știa că e nevoie de bani, e nevoie de bani pentru mine. La televizor sunt băieți. Să vedem unde mai sunt ei băieți. Trebuie să știe toți că noi oricum suntem împreună până la capăt. Indiferent că o să numească la familie, indiferent că o să numească altfel, noi toți ăștia suntem Sișu și Puia. Și ne dorem, mergem până la capăt în felul nostru. Și abia aștept să ies afară, să le arăt că abia suntem la început, abia am început să facem treabă. Abia acum am început. Asta trebuie să știe toți. Nu ne e frică de nimeni și mergem până la capăt. Și cine o să cumpere albumul o să audă acolo despre ce e vorba. Și o să înțeleagă și o să știe care e adevărul. Bani, fome de bani, băieți. Lumea trebuie să știe ce fel de băieți.